Un șofer a rămas fără camion dar și fără lemnele încărcate în el pe DN1 la UCEA după ce polițiștii l-au prins cu fals în acte. Oamenii legii din cadrul secției de poliție rurală Voila efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal pe care l-au deschis după ce au identificat un autovehicul care transporta material lemnos fără documente de proveniență. După ce a fost identificat conducătorul autoutilitarei, în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că acesta deținea documente pentru 1,42 metri cub de material lemnos, însă în realitate transporta 26 de metri cubi. Polițiștii au dispus ridicarea și indisponibilizarea autoutilitare și a materialului lemnos identificat fără documente prevăzute de lege, iar pentru infracțiunea constatată au întocmit un dosar penal, în care efectuează cercetări sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Făgăraș.